Lipsa mai multor informații, cum ar fi acelor de utilizare a produsului, au fost depistate de inspectorii Agenției pentru Protecția Consumatorilor în timpul unor controle privind riscurile prezentate de jucării. Deocamdată, pentru neconformități au fost date avertizări, dar în cazul repetării acestora ar putea urma și amenzi. Inspectorii fac verificări în piețe și magazine în preajma Zilei Internaționale a Copiilor, având în vedere că, așa cum spun chiar ei, anume acum, vânzările acestor obiecte cresc. Inspectorii au pornit în data de 20 mai să verifice dacă jucăriile vândute la noi corespund normelor de siguranță, iar deocamdată neregulile depistate se referă la etichete care nu conțin descrierea completă a mărfii sau caracterizarea acesteia în limba de stat. Astfel de neconformități au fost depistate anterior și la alți agenți economici care mai apoi și-au sistat activitatea, afirmă angajații agenției. APCSP nu are însă deocamdată o statistică a unor astfel de cazuri. Lipsa etichetei este o sancțiune. Dacă vorbim de lipsa marcajului CE, este o altă sancțiune. La unii agenți economici au fost închise activitatea din cauza produselor periculoase pentru copii. Nu pot spune acum o sumă, pentru că sunt unitățile convenționale în dependență de persoană fizică sau juridică. Verificată este nu doar jucăria, dar și amplasarea acesteia în magazin în funcție de categoriile de vârstă. Prin urmare, se consideră încălcarea dacă cele mărunte se află la standul obiectelor destinate copiilor mai mici de 3 ani, iar ca să dovedească acest fapt, inspectorii poartă cu ei un cilindru. Dacă jucăria poți încapă aici în acest cilindru, asta e gâtița copilului. Deci înseamnă că copilul poate să o înghită și să aibă probleme. În fața camerei, această femeie dă asigurări că în magazinul ei nu poate fi găsit nicio jucărie neconformă. Eu activez 10 ani în domeniul jucăriilor, n-am avut. Adică noi ne străduim să aducem jucării care să nu dăuneze copiilor, că avem certificat de calitate, asta e. Unii părinți spun că au grijă și ei ca jucăriile pe care le cumpără copiilor să nu le pună celor mici sănătatea în pericol. Nu pericol să ne aibă ceva scuțet, ca să nu stai mescut, să nu se ferime, să nu se strige. Ceva mai simplu, așa mai comod, mai să joace copilul. Calitatea trebuie să fie una foarte bună, dar și copilul să vrea acea jucărie, nu să o procur pentru că așa am vrut eu. Dar și inspectorii vin cu unele recomandări pentru ca adulții să fie siguri că au luat produsele bune. De cele mai multe ori, părinții trebuie să atragă atenția la eticheta jucăriei, ambalajul în care trebuie să fie indicată vârsta corespunzătoare copilului. Vorbim de produsele destinate pentru copii de la 0 la 3 ani, atunci trebuie să aibă acea etichetă, să fie indicat că este interzis copiilor până la 36 de luni. Inspectorii spun că anul trecut aproape 9.000 din cele peste 11.000 de jucării verificate erau neconforme. Controlele s-au soldat cu amenzi sau sistarea activității în cazul unor unități de comerț. Vizitele de anul acesta se încheie pe data de 31 mai.